Salutare, prieteni! În minutele următoare vom descoperi împreună cum să te înscrii la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai pentru nivel licență. Admitere nivel licență. Aplicația de înscriere va fi funcțională din data de 11 iulie 2022. Înscrierile se fac exclusiv online, detaliile privind calendarul și modalitatea de accesare a programului de admitere sunt oferite pe site-ul facultății psiedu.ubbcluj.ro. Graficul și oralul zilnic al activităților prevăzute sunt disponibile pe site-ul facultății înainte de începerea fiecărei sesiuni de admitere. Actele necesare la înscriere vor fi scanate și încărcate în format PDF. Fișa tip de înscriere, semnată și generată de platforma de admitere, diploma de bacalaureat și foaia matriculă, pentru diplomele însoțite de foaia matriculă, sau diploma echivalată acesteia sau adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat, doar pentru absolvenții promoției curente, cărora nu le-a fost încă eliberată diploma de bacalaureat până la data înscrierii. Cetățenii străini ai Uniunii Europene vor încărca originalul însoțit de traducerea legalizată după actele de studii, însoțită de echivalarea studiilor, certificatul de naștere, față verso, dacă are codul numeric personal pe spate, cartea de identitate, cetățenii străini aparținând Uniunii Europene vor încărca pașaportul, dacă e cazul și viza de ședere. Adeverința medicală, care se ateste că persoana în cauză este aptă să urmeze un ciclu de studii superioare, alte documente menționate la cazurile particulare, precum adeverința în baza căreia se solicită scutirea de taxă, cererea de loc de rom, locul de protecție socială, adeverințe doveditoare apartenenței la categoria de rom sau protecție socială, diploma de olimpic și așa mai departe. Eseul motivațional la specializările unde este solicitat. Cetățenii străini ai Uniunii Europene care trebuie să dovedească cunoașterea limbii române la specializarea la care se înscriu o pot face prin susținerea examenului de admitere, scris sau oral, în limba română, prezentarea unei diplome de studii gimnaziale în limba română, prezentarea unui eseu motivațional în limba română, prezentarea unui certificat lingvistic pentru limba română. Taxa de admitere este compusă din taxa de înscriere de 200 de lei, care se achită pentru fiecare specializare. Angajații și copiii angajaților UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, grădinii botanice, restaurantelor și cafeteriilor universității, precum și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiți de plata taxei de înscriere numai pentru o singură specializare. La înscriere, candidatul este obligat să declare dacă s-a mai înscris la o altă facultate sau specializare din Universitatea Babeș-Bolyai sau la o altă instituție de învățământ superior. Taxa de procesare în cuantum de 50 de lei se percepe pentru aspectele organizatorice și de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere. Nu este supusă scutirilor și nu este returnabilă. Fac excepție candidații care sunt orfani de ambii părinți, provin din centre de plasament, care sunt scutiți de la plata taxei de admitere, formată din taxa de înscriere și taxa de procesare. Taxa de admitere se achită online pentru fiecare specializare la care se înscrie candidatul, psihologie, psihopedagogie specială și așa mai departe, dar nu se achită decât o singură dată dacă în cadrul aceleași specializări se optează și pentru cu frecvență și pentru la distanță. Potrivit hotărârii Consiliului Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, întrunit în decembrie 2021, admiterea la specializarea psihologie, respectiv psihologie și științe cognitive, se face în baza a două criterii: media examenului de bacalaureat și nota la proba scrisă, care va consta într-un test de abilități cognitive generale. Testul de abilități cognitive evaluează nivelul unor abilități cognitive esențiale din punct de vedere al procesului de învățare și evaluare în contextul educațional implicit al performanței academice și profesionalizării în diferite domenii ale psihologiei. Aceste abilități sunt cele subsumate:
gândirii critice, raționamentului logic, inductiv și deductiv și probabilistic, raționamentului numeric, atenției focalizate, gândirile reflective, atribuirii de cauzalitate și așa mai departe. În general, sarcinile incluse în caiet presupun existența unor cunoștințe procedurale de bază din domeniul logicii, matematicii și probabilităților, respectiv utilizarea acestora în scopul rezolvării unor probleme cotidiene concrete sau abstracte de cercetare. Important de menționat este că exemplele incluse în acest document reprezintă doar câteva din posibile modalități concrete de evaluare a abilităților enumerate. Drept urmare, caietul de examinare poate să conțină sarcini diferite, dar care evaluează aceleași abilități. Pentru specializarea de psihologie, științe cognitive, testul de abilități cognitive urmează a fi susținut în limba engleză. Confirmarea locului licență. Vei confirma ocuparea locului prin completarea, semnarea și încărcarea contractului de studii și a declarației de consimțământ sub forma unui singur document PDF pe platforma online a admiterii. Completarea contractului și a declarației, precum și includerea semnăturii tale în contract, pot fi făcute exclusiv în format electronic, formatul aferent având câmpuri dedicate în acest sens. După confirmarea online, candidații sunt obligați să aducă dosarul de student la sediul facultății, în etapa în care confirmă locul conform calendarului afișat. Se vor aduce actele solicitate de la înscriere, două fotografii 3x4, contractul de studiu completat și semnat de candidat și un dosar plic. Dacă ai obținut un loc la taxă, confirmarea locului presupune și achitarea primei rate a taxei de școlarizare. Pentru plata integrală a taxei de școlarizare se oferă o reducere de 10%. În acest caz, vei modifica suma care urmează să fie plătită. În cazul în care optezi pentru o altă metodă de plată decât cea oferită de platformă, va trebui să încarci și o dovadă a plății. Dacă după redistribuire obții un loc la buget, după ce inițial ai fost la taxă, sau la taxă cu frecvență, după ce inițial ai fost la taxă la distanță, va trebui să reconfirmi locul prin încărcarea pe platformă a unui nou contract de studii conform noului loc ocupat. Dacă ai achitat taxa în etapa anterioară, nu e nevoie de achitarea unei noi taxe. Taxele de școlarizare pot fi accesate la psiedu.ubbcluj.ro. Nivel licență. Redistribuirea. Dacă ai fost admis, dar dorești să participi la redistribuire pentru a ocupa un loc la acea specializare la buget sau la taxă, dacă acestea se regăsesc mai sus în lista ta de opțiuni, este absolut obligatoriu să confirmi locul obținut inițial, altfel vei fi eliminat din procesul de admitere și vei pierde și locul obținut inițial. De asemenea, în contul tău pe care l-ai creat în aplicația de admitere, trebuie să selectezi opțiunea redistribuire. Dacă după redistribuire obții un loc la buget după ce inițial ai fost la taxă sau la taxă cu frecvență după ce inițial ai fost la taxă la distanță, va trebui să reconfirmi locul prin încărcarea pe platformă a unui nou contract de studii conform noului loc ocupat. Dacă ai achitat taxa în etapa anterioară, nu e nevoie de achitarea unei noi taxe. Dacă ești pe lista candidaților în așteptare, adică nu ți-a fost atribuit un loc, pentru a participa la redistribuire în vederea ocupării unui loc rămas disponibil, în contul tău pe care l-ai creat în aplicația de admitere, trebuie să selectezi opțiunea redistribuire. Dacă în urma redistribuirii nu ai glisat la o altă opțiune, nu trebuie să reconfirmi locul obținut inițial. Vă dorim mult succes la înscriere și mai ales la examen! Pentru mai multe informații, nu ezitați să accesați site-ul facultății.